Acest program este destinat și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la Telejurnalul Regional. Protestele angajaților din finanțe continuă. Oamenii cer condiții decente de muncă, egalizarea salariilor, dar și un statut al finanțistului. Vă spun mai multe mai târziu în jurnal, acum să vedem titlurile ediției. Rămâneți cu mine! Zeci de locuințe din Craiova au fost mistuite de flăcări în această dimineață. Aproape 100 de oameni au fost evacuați. Elevii dintr-o comună mehedințeană vor învăța tot în școala veche. Lucrările la cea nouă s-au încheiat, dar nu este racordată la rețeaua trifazată de energie electrică. Capitala cardiologiei s-a mutat în Bănie. Zilele cardiologiei craiovene au ajuns deja la ediția a doua. Un incendiu violent a avut loc în această dimineață la mansarda unui bloc din Craiova. Flăcările s-au extins cu repeziciune și au cuprins alte două blocuri din apropiere. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, au ars în totalitate 26 de locuințe în care stăteau aproximativ 100 de oameni. Și în celelalte apartamente au fost afectate de apa folosită de pompieri la stingerea incendiului. Deocamdată, cauza incendiului nu a fost stabilită. Pompierii se luptă chiar în aceste momente cu flăcările uriașe care au cuprins mansarda unui bloc situat aici în cartierul Craiovița 9. Flăcările s-au extins la mansardele mai multor blocuri, așa că în aceste momente este o adevărată desfășurare de forțe aici la fața locului. Ard mai multe mansarde ale blocurilor din zona în care ne aflăm. Sunt zeci de locatari care au ieșit din locuințe. Primele apeluri la 112 au fost făcute în această dimineață în jurul orei 8. Zeci de persoane au reușit să iasă la timp din clădire. S-au evacuat victimele din imobil, s-au autoevacuat sau și evacuat, s-au eliberat calea de acces pentru a putea interveni cu autospeciale. Au fost în jur de 80 de persoane autoevacuate și evacuate, dintre care 4 au fost cu probleme, 2 cu arsuri. Una este la spital cu arsuri minore la nivelul membrelor superioare. Se fac investigații. Din ce am vorbit cu directorul spitalului, a fost sugerat faptul ca persoana să rămână peste noapte la spital pentru a continua investigațiile. Flăcările s-au extins cu repeziciune, așa că pompierii au suplimentat forțele de intervenție. Au fost folosite 9 autospeciale cu apă și spumă, 3 de lucru la înălțime. Cu toate acestea, locatarii au acuzat modul în care s-a desfășurat intervenția pompierilor, care a fost îngreunată de faptul că nu exista presiune la hidranți. N-au apă! Uite, furtunele sunt goale! Pentru ce vin la aici așa, pompierii? Nu controlează nimeni apa! Nimeni! Cum a pornit incendiul? Știți ceva? Cum? Unul a avut o lumânare, zice, așa auzi și eu, aprinsă și luă foc de la candelă. Sunt de 17 ani, stau în blocul 2, lângă blocul 1. Nu credeam că suntem într-un asemenea pericol. Niciodată n-am visat în visele cele mai groaznice că vom trece prin astfel de momente. Sunt aici zeci de locuințe distruse, zeci de garsoniere la mansardă. Oameni care stau... Au stat noaptea asta afară, nu știu unde le voi găsi să doarmă, au plecat fără acte, fără nimic la ei, nu știu ce se va întâmpla, a fost un haos total. Am 24 de apeluri date la 112. O să dovedesc, am pe telefon, da? Ce facem? La ce oră ați sunat pentru prima dată? Prima dată la telefon s-a sunat la ora 8 și 3 minute. Cel puțin am sunat eu. Dar s-a sunat și înainte de ora 8 s-a sunat. Atunci când era un singur focar atunci, o singură cameră luată în foc. S-a venit după 40-45 de minute, nu știu sigur să vă spun. Am ajuns eu, personal, am un scuter electric, am ajuns de la fabrica de avioane și nu era nimeni aici. Șeful ISU Dolj a susținut că hidranții din zona au funcționat, dar cantitatea de apă de care a fost nevoie a fost foarte mare. Forțele de intervenție au ajuns la locul evenimentului la ora 8:20. Primele forțe de intervenție, 2 autospeciale de stingere și o autoambulanță. Nevoia de apă a fost foarte mare. Nevoia de apă a fost foarte mare și de aceea ne-am organizat în mod corespunzător, am asigurat alimentarea autospecialelor în navetă cu autospecialele noastre de capacitate mare de 9.000 de litri și cu sprijinul colegilor de la REA de PFL Craiova. Au fost furtunuri care au explodat. Ce ne puteți spune? Nu am văzut astfel de situații, dar este foarte posibil să se întâmple astfel de evenimente la intervenție. Vă asigur că avem suficiente echipamente și accesorii astfel încât să ne îndeplinim misiunea. Iar dacă un echipament cedează pe timpul intervenției, ceea ce se poate întâmpla cu orice echipament,
în mod evident, atunci acel echipament este înlocuit. O mare parte dintre locuințe sunt afectate atât de incendiu, cât și de infiltrările de apă, pentru că s-a folosit o cantitate foarte mare de apă pentru această intervenție. Și de aceea, foarte probabil, Asociația de Locatari, locatarii, cu sprijinul autorităților locale, autorităților județene, vor face ceea ce trebuie făcut astfel încât aceste locuințe să redevină locuibile. La nivelul primăriei Craiova s-a constituit celula de criză. În această seară, niciun cetățean al municipiului Craiova nu va rămâne în stradă. Oricine are nevoie de ajutor, peste 80 de locuri am înțeles că sunt pregătite deja la noi pentru câteva zile în situație de urgență, în centrele sociale ale noastre, mai ales în centrele sociale, de altfel și în spitalele municipale. O parte din locuri ne-au fost puse la dispoziție prin ordinul primarului și acum așteptăm solicitările pentru ca în această seară, în zilele următoare, acești oameni să nu aibă această problemă locativă sau de hrană. Toate cele 26 de locuințe aflate la mansarda blocurilor au ars în întregime. Acestea au fost construite în urmă cu 15 ani și, potrivit autorităților, aveau autorizație de construcție. Coliziune în lanț la drobeta Turnul Severin, în care au fost implicate 4 autoturisme, în care se aflau numai puțin de 9 persoane. Vinovat este un taximetrist care a intrat cu viteză din spate într-un alt autoturism de taxi pe care l-a proiectat în alte 2 mașini. În urma impactului, 5 persoane au ajuns la Spitalul Județean din drobeta Turnul Severin. Accidentul s-a produs pe cel mai mare bulevard al orașului. Taximetristul, care circula cu viteză într-o intersecție, a virat brusc pe banda din stânga, dar nu a putut opri mașina la timp și a intrat într-un alt taxi. Acesta, la rândul său, a lovit din spate alte 2 mașini oprite la semafor. În urma evaluării medicale de către Serviciul Județean de Ambulanță și SMURD, dintre acestea, 5 persoane au fost transportate la OPU politraumatizate. Au fost transportate cu ambulanțele SAJ, o ambulanță SMURD și o ambulanță de transport personal și victime multiple. În urma impactului, 9 persoane au fost evacuate de pompieri, 5 au fost transportate la Spitalul Județean din drobeta Turnul Severin. Niciunul din cei 4 șoferi implicați în accident nu consumase băuturi alcoolice. Taximetristul vinovat s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și distrugere și va avea permisul suspendat. Protestele angajaților din finanțe continuă. La Târgu Jiu, zeci de salariați au pichetat în această dimineață sediul instituției. Finanțiștii cer condiții decente de muncă, egalizarea salariilor, dar și un statut al finanțistului. Finanțiștii gorjeni au întrerupt din nou lucrul, nemulțumiți că promisiunile făcute de guvernanți nu au fost respectate. Angajații ANAF spun că nu vor renunța la proteste și au de gând să organizeze chiar și grevă generală dacă solicitările lor nu vor fi rezolvate. Principala nemulțumire o reprezintă egalizarea salariilor. Salariul nu este atât de mare cum se vehiculează în presă. Să știți că un deputat câștigă 2400 de lei net la noi și un superior care are peste 20 de ani vechime, vă spun că eu sunt în cazul de față, un salariu de aproximativ 6.000 de lei, până în 6.000 de lei. Egalizarea salariilor pentru funcții egale, vrem salarii egale, pentru că sunt diferențiate în cadrul, noi în cadrul direcțiilor regionale, nu pot să vorbesc de nivelul salariului la nivel de minister. Și asta este principala revendicare. Adică considerăm că importanța muncii noastre este destul de mare și cu ajutorul nostru se colectează bugetul de stat. Îi sperie și măsurile de austeritate anunțate de guvern. Protestatarii susțin că se pierd posturi, iar volumul de muncă va fi și mai mare. Noi am înțeles situația în care se află țara, am înțeles situația grea prin care trec bugetele, dar deja ni s-a părut că suntem puțin, nu luați în calcul, nu știu, lăsați la urma urmelor, iar toate aceste măsuri de austeritate care se anunță, nu știm exact ce va ieși, noi, condițiile noastre de muncă sunt destul de precare. Dacă încărcarea pe om este destul de mare, dacă ni se vor tăia și posturile care sunt vacante, deja ne va fi foarte greu să ne desfășurăm activitatea în condiții optime. Proteste spontane au avut loc astăzi la mai multe administrații fiscale din țară. Mai sunt câteva zile până când clopoțelul va suna din nou. Cât de pregătite sunt școlile din județele Olteniei să întâmpine elevii? Câte unități de învățământ nu sunt încă racordate la utilități? Câte școli funcționează fără avize sanitare și de securitate la incendiu? Cât îi costă pe părinți rechizitele școlare și ghiozdanul? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care încercăm să răspundem prin știrile pe care vi le vom prezenta în cadrul campaniei Începe școala. We'll be right back.
70 de elevi dintr-o comună din județul Mehedinți vor începe cursurile pe 11 septembrie, tot într-o clădire veche cu mobilier rupt, deși în localitate a fost construită și finalizată o școală nouă. De aproape un an ar fi fost terminate lucrările, numai că autoritățile nu au fost în stare să facă demersurile pentru ca noua clădire să fie racordată la o rețea de curent electric de 380 de volți, necesară sistemului de încălzire. Primarul și directoarea școlii dau vina unul pe celălalt pentru situație. Deocamdată, deși este finalizată după spusele primarului de 8-9 luni, iar după directoare de un an, școala din Huznicioara este doar locul unde rândunicile și-au făcut cuib la geamuri. Clădirea va rămâne închisă și din 11 septembrie, iar elevii vor învăța tot în clădirea veche cu mobilier părăginit și parchet distrus. Cu toate acestea, părinții elevilor nu par prea interesați. I-am trezit puțin constructorul. Dar cât de curând o să facă recepția la ea și... De că așa e la noi. Doi ani înseamnă puțin la dumneavoastră? Puțin din privința lor, în privința constructorului, nu în privința mea. Dar ne-am întârziat și acum nu avem ce face decât să așteptăm să vină să facă recepția. Dar nu era normal să o finalizeze și să intre copiii în ea, având în vedere că începe școala? Nu era normal, dacă totuși e finalizată, dar nu știu, nu am fost în școala cea nouă și nu știu de ce să... E finalizată, s-au cheltuit bani, domnule, banii statului român, banii noștri, ai dumneavoastră, ai tuturor. E normal să-i cheltuiești și să nu faci un lucru... Nu e normal, dar nu știu, nu sunt eu cea care decide și dânșii sunt cei care... Dar nu vă deranjează că aveți copii și... Cei care decid. Învață într-o școală veche când una este nouă, mobilier nou? Încă momentan nu, pentru că copiii învață foarte bine și nu am avut probleme astea. Nu este normal, dar momentan profesorii își fac treaba, școala merge bine. În rest, ce ține de restul, nu pot să... Da, n-ar fi normal să aibă niște condiții și mai bune decât... Pentru că școala aia nu e așa cum trebuie. Eu știu că nu este, dar cred că se va face. Să sperăm. Școala nu poate fi deschisă pentru că au fost instalate pompe de căldură care funcționează la o tensiune mai mare și trebuia făcută la compania de electricitate o solicitare de instalare a unui contor de 380 de volți. Din această cauză, pompele de căldură nu pot fi puse în funcțiune și nu poate fi făcută recepția școlii. Eu spun că astăzi, când nu am recepția la școală și copiii încep pe 11 școala, da? Nu poate să înceapă în școala nouă datorită unui contor pe care trebuia să-l pună cine este ordonatorul terțiar sau directorul școlii, nu e primarul, da? E directorul. Deci eu n-am nicio treabă acolo. Eu mi-am făcut datoria, mi-am făcut treaba. Firma și-a făcut lucrările tocmai ca proiectul, da? Puteam foarte bine să funcționăm, să începem școala în școala nouă, în grădința nouă. Nu putem pentru un contor. Mie mi s-a adus acum ședința în iulie 2023. Deci după un an? Da, după un an. Am fost acest, mi-am făcut programare în 28, că atunci a fost liber. Mi-au explicat domnii că trebuie să pun o grămadă de documente. M-am dus, mi-am ridicat toate documentele de la OPCPI unde a trebuit, de la trezorerie când mi-a trebuit cont și așa mai departe. Am plătit 65 de lei, a plătit doamna contabilă, am dus și dovada că s-a plătit 65 de lei pentru întocmire și m-am dus din numărătorul acest ca să rezolve. Mi-au dat răspuns, doamnă, 30 de zile, venim. Au venit, alaltele au venit, au văzut contorul și ce trebuie să facă documentația și mi-au zis ca mâine să mă duc să-mi dea devizul. Inspectorul de stat în construcții și inspectorul de stat pentru stații de urgență care participă la recepție nu admite recepție dacă nu este funcțională în totalitate. Iar și pentru mine este o problemă că aceste pompe de căldură nu le-am probat așa cum trebuie la parametrii de alimentare cu energie electrică suficientă de... Ele sunt verificate că am făcut niște bypass-uri pe acolo și am făcut niște lucrări provizorii, dar ele trebuie testate, lăsate în anduranță la momentul în care există alimentare definitivă. Investiția a costat 2 milioane de lei, însă după recepție, edilii vor mai avea o problemă. Nimeni nu știe cum vor asigura încălzirea cu o sursă electrică a unui spațiu atât de vast în condițiile în care prețul energiei electrice este foarte ridicat. Zeci de elevi și cadre didactice din Târgu Jiu au primit diplome și premii consistente în bani. Sumele cuprinse între 3.000 și 10.000 de lei au fost acordate pentru media 10 la bacalaureat sau evaluarea națională și podium la olimpiade.
Primăria Târgu Jiu a alocat 180.000 de lei pentru premierea elevilor eminenți din Târgu Jiu. În toate unitățile de învățământ din Târgu Jiu se face performanță. Am preferat însă să premiem excelența, stabilind o anumită limită pentru toți cei care de acum încolo, participând la Olimpiadele Naționale, pot să vină cu premii, premii recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării. Pe de altă parte, așa cum am procedat în ultimii ani, premiem rezultatele deosebite ale copiilor care, ale elevilor care au participat la examenele naționale. Scena teatrului Elvira Godeanu a devenit neîncăpătoare pentru premianți. Eliza Raluca. A fost o ceremonie emoționantă la care a participat și Denisa Tâlvescu, ambasadorul orașului, campioană mondială la canotaj și cetățean de onoare al municipiului Târgu Jiu. Craiova este pentru două zile capitala cardiologiei. Medici de specialitate din marile centre universitare ale țării și-au dat întâlnire în Bănie la cea de-a doua ediție a zilelor cardiologiei craioveni. Depistarea și tratarea problemelor cardiace se face în primul rând de medicul cardiolog, însă pentru investigații amănunțite este nevoie de o colaborare cu medici de diferite specializări. În ceea ce privește rezonanța magnetică, de exemplu, la nivel european, medicii cardiologi pot să efectueze, în urma obținerii unor competențe, RM cardiac. În România, legislația actuală nu acordă acest drept decât medicului specialist cardiolog. Deci, numai dacă ești medic specialist radiolog, ai dreptul să-ți pui acea parafă pe rezultat. De aceea noi și mulți, cred că dintre dumneavoastră, colaborează cu un medic imagist. Nu știu cum se întâmplă în alte centre. În Craiova sunt două parafe pe rezultatul respectiv. Un medic cardiolog care are experiență și care știe partea de cord și un medic radiolog. O să discutăm despre cum facem noi primele cardiac, calcularea funcției cardiace, calcularea funcțiilor cardiace și a măsurătorilor propriu-zise pe care le-ați văzut cu siguranță, apărând pe toate rezultatele de rămâne cardiac de la oricine din țară sau din afară. Și o să fac o comparație, în principal, cu ecocardiografia, pentru că o bună parte dintre noi suntem familiarizați cu asta, ca să vedeți cam care este diferența și prin ce RMN-ul cardiac aduce informații în plus. Datele obținute prin această explorare de imagistică cardiacă, prin rezonanță magnetică, ne dau elemente și de prognostic. Și cum o facem? Printr-o singură explorare, folosind secvențe seriate, putem obține date despre anatomie, despre prezența de edem, prezența de fibroză, încărcarea cu amiloid sau încărcarea cu fier și, de ce nu, încărcarea cu grăsime. Vorbim despre subiecte de actualitate, subiecte noi, cum ar fi cardio-oncologia, interrelația între boli oncologice și afectarea cardiovasculară, care este un lucru de mare actualitate. Vorbim despre tratamentul modern al insuficienței cardiace, despre explorarea prin rezonanță magnetică cardiacă, încercând să aducem și informații utile tinerilor doctori și participanților, dar în același timp să avem și prezentări practice care să fie utile pentru activitatea de zi cu zi a medicului practician. Evenimentul care reunește cardiologi de marcă din București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Craiova se va încheia mâine la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, gazdă pentru a doua oară a zilelor cardiologiei craiovene. Cardiologia craioveană arată diferit față de acum 10-15 ani. A evoluat din punct de vedere al tehnologiei de depistare a diferitelor afecțiuni și se transferă din ce în ce mai puțin pacienți către alte clinici din țară sau străinătate. O spun medicii de specialitate prezenți astăzi la zilele cardiologiei craiovene, care susțin că este loc și de mai bine. Cum arată și ce îi lipsește cardiologiei craiovene, aflăm la interviul zilei de la profesor universitar dr. Constantin Militaru. A doua ediție a zilelor cardiologiei craiovene, ce aduce nou față de prima? În primul rând, o continuitate.
subliniază importanța cardiologiei din regiunea noastră, progresele care s-au făcut la acest nivel, pentru că o spunem cu bucurie și cu mândrie în același timp, cardiologia s-a dezvoltat foarte mult, se fac lucruri care erau de neimaginat în urmă cu 10 ani, putem trata aproape orice fel de pacient, pacienții mai trebuie să plece în alte centre pentru rezolva problemelor și lucrurile acestea sunt subliniate și prin manifestarea științifică care este reprezentată de zile cardiologiei Craiovene. Vorbim despre subiecte de actualitate, subiecte noi, cum ar fi cardio-oncologia, interrelația între boli oncologice și afectarea cardiovasculară, care este un lucru de mare actualitate. Vorbim despre tratamentul modern al insuficienței cardiace, despre explorarea prin rezonanță magnetică cardiacă, încercând să aducem și informații utile tinerilor doctori și participanților, dar în același timp să avem și prezentări practice care să fie utile pentru activitatea de zi cu zi a medicului practician. Cum arată prezentul cardiologiei în Craiova? Arată frumos. Arată, așa cum spuneam, suntem mândri de lucrurile care s-au făcut. Evident că sunt lucruri încă de dezvoltat. Sperăm că aceste lucruri se întâmple în viitor. A început de puțin timp chirurgia cardiacă, se operează la Craiova, lucrurile acesta nu este la un volum foarte mare, este încă la început, dar sperăm ca să dezvolte inclusiv chirurgia cardiacă și oamenii din Craiova să fie tratați mai bine și, în primul rând, să fie mai sănătoși. Și pentru acest lucru, prevenția, profilaxia bolilor cardiovasculare este un lucru foarte important. Pentru că, din păcate, încă în România bolile cardiovasculare sunt pe primul loc atât ca mortalitate și cât și ca morbiditate și suntem pe loc fruntași în Europa și avem lucruri de făcut pentru a preveni bolile cardiovasculare și acest lucru ar trebui început încă din adolescență, din primii ani ai tinereții, prin adoptarea unor măsuri simple de stil de viață, cum ar fi abandonarea fumatului, păstrarea unei greutăți corporale corecte, măsurarea și tensiunea arterială periodic și dacă ea este la cifre mai mari, tratarea corectă acestor lucruri și un program de exerciții fizice pe care ar trebui să-l avem cu toții. Cine ar trebui să se ocupe de această prevenție? Cred că noi medici avem un rol deosebit, cred că medicii specialiști cardiologi, dar și medicii de familie și cred că și mass media au un rol deosebit și vă mulțumim pentru implicarea dumneavoastră în popularizarea acestui eveniment și cred că aducând la cunoștința oamenilor aceste informații, ea fi mai puțin bolnavi. Ce lipsește cardiologiei craiovene și dacă se poate realiza? Sperăm, încă baza materială nu este la nivelul pe care ne-l dorim. Avem încă nevoie de specialiști tineri în domenii mai sensibile, cum este chirurgia cardiacă, cum este terapia intensivă cardiacă. Există medici intervenționiști foarte buni, dar este loc și pentru alții. Este nevoie de medici implantologi, cei care pun dispozitive, cum ar fi stimulatoare cardiace. Există și sunt un colectiv tânăr, dar probabil că ar fi nevoie de mai mulți, pentru că volumul pacienților este în creștere. Din ce în ce mai mulți pacienți din diferite zone, numai din Oltenia, se adresează centrului nostru și atunci, din păcate, avem o listă de așteptare, care de multe ori este lungă. Și dacă lucrurile acestea s-au rezolvat, dacă am avea mai multe angiografe, dacă am avea o bază materială mai bună, ea există și mulțumim celor care au favorizat acest lucru și, în primul rând, Consiliul Județean care s-a implicat activ, Spitalul Județean de Urgență, Universitatea de Medicină s-a implicat și ne-a ajutat. Lucrurile acestea vor continua și sperăm să oferim și mai multe pacienților noștri. Urmează două partide decisive pentru calificarea la campionatul european pentru tricolori. Vă spun mai multe la sport, imediat.
Naționala de fotbal a României are de disputat două partide cruciale pentru calificarea la campionatul european. Tricolorii vor juca cu Israel și Kosovo, ambele pe teren propriu. Primul meci va fi sâmbătă 9 septembrie, al doilea marți 12 septembrie. Din lot fac parte și doi jucători de la Universitatea Craiova, Nicușor Bancu și Vladimir Scrieciu. Oamenii de fotbal din Bănie cred că a venit momentul ca România să prindă, după mulți ani, participarea la un turneu final. Nicușor Bancu a avut evoluții foarte bune de la începerea Superligii. Asta după ce o accidentare, mai gravă, l-a ținut departe de gazon numai puțin de 4 luni. Selecționerul Edi Iordănescu l-a convocat pe capitanul Universității pentru dubla decisivă cu Israel și Kosovo. Alături de el a fost chemat și colegul său de echipă, mijlocașul Vladimir Scrieciu. Directorul CSU Craiova, Pavel Badea, este încântat de faptul că doiul Tempur Sânge reprezintă Universitatea la nivelul naționalei și consideră că oltenizarea grupării din Bănie ar reprezenta cheia succesului. Doi jucători ce au arătat că merită să fie acolo, și Scrieciu și Bancu, sunt jucători reprezentativi, sunt olteni 100%. Ăsta este avantajul proiectului pe care noi l-am promovat în ultimii ani la fotbalul din Craiova, acela de a avea cât mai mulți jucători din zona noastră. Este extrem de important să ai jucători care sunt legați afectiv de regiune și care trag pentru a-i reprezenta pe craioveni și care înțeleg starea de spirit a craiovenilor, a oltenilor. Națională, ce șanse crezi care să se califice? Sunt șanse, primul meci este cel mai important, sper să reușească să obțină cele 3 puncte cu Israelul. Ieri ar scoate-o pe Israel din cărțile calificării și ne-ar da, din punctul meu de vedere, 80% șanse să mergem la campionatul european. Foștii componenți ai Craiovei Maxima consideră că România se poate califica la campionatul european, chiar dacă nu va fi ușor. Două meciuri grele, două meciuri care pe care, cum se spune, și Israelul, sunt convins că va veni și își va vinde scumpirea, pentru că un meci pentru ei este decisiv. Așadar, sper că jucătorii noștri vor da totul și vor dărui și vom fi la final fericiți cu toții. În acest moment, România se află pe locul 2 în grupă cu 8 puncte, cu unul peste adversara de sâmbătă Israel și la 2 în urma primei clasate Elveția. Vreme frumoasă și astăzi în Oltenia, cu cer variabil și vânt slab. La ora 16, cel mai cald, 31 de grade la Bechet. Haideți să vedem prognoza pentru la noapte și mâine. Astăzi vremea a fost frumoasă, cerul a fost variabil, vântul a suflat slab până la moderat. La noapte, cerul va fi variabil, temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 15 grade. Mâine, vremea se menține predominant frumoasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 29 de grade. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Telejurnalul regional de astăzi se oprește aici, dar nu uitați, dacă sunteți martorii unor evenimente care pot deveni o știre, ne puteți trimite imagini și informații pe numărul de WhatsApp 0746145204. De asemenea, ne puteți contacta și pe pagina de Facebook TVR Craiova. Eu vă doresc o seară frumoasă și rămâneți alături de programele TVR. Ne revedem mâine de la ora 18 pentru ultimele informații regionale. O seară frumoasă să aveți!